Bună, sunt Flavia Durac, bine ai venit pe Marketing Portal. Vreau să-ți dau câteva sfaturi utile în vânzările prin telefon. Agenților call center le revin o grămadă de sarcini. Ei trebuie să vândă produse și servicii, să programeze întâlniri, să fie cât mai convingători, să reușească să facă fața oricărui tip de plângere sau reclamație din partea clientului. Nu e o sarcină tocmai ușoară. Prin urmare, în telemarketing există mai multe reguli care nu trebuie încălcate. Iată aici o listă cu sfaturi utile pentru agenții de vânzări prin telefon. Nu folosi termeni tehnici sau elemente de jargon atunci când comunici cu clienții. Se recomandă evitarea termenilor tehnici deoarece aceștia nu prezintă interes pentru client, în special atunci când sunt spuși în ritm alert la telefon. Elementele de jargon și termenii tehnici nu vor fi înțeleși de către clienți. Prin urmare, aceștia se pot plictisi sau enerva și pot să închidă agentului telefonul în nas. În cazul în care termenii tehnici sunt neapărat necesari, aceștia trebuie însoțiți de clarificări. Nu te lăsa descurajat de refuzuri. În vânzările prin telefon, refuzurile din partea clienților sunt inevitabile. Respingerile pot afecta negativ starea de spirit a agentului, acestuia fiindu-i aproape imposibil să mai inițieze apelul în ziua respectivă. Nu te lăsa descurajat de respingerile venite din partea clienților. Este important să-ți faci un plan de gestionare a acestor refuzuri. Folosește-ți farmecul personal. Dialogul natural înseamnă să poți comunica într-un mod relaxat, dar profesionist. Clienții vor comunica mai ușor cu tine dacă te simți confortabil în prezența ta. Limitează-te la maxim 2 fraze pentru descrierea produsului sau serviciului oferit. Obișnuiește-te să descrii produsul în maxim 2-3 fraze. Pe urmă vei avea timp destul să elaborezi, să prezinți caracteristicile importante pentru client. Atunci când prezinți pentru prima dată produsul, fii cât mai scurt, evidențiind funcțiile principale. Astfel, clienții potențial vor continua să te asculte, vor rămâne concentrați pentru a primi mai multe detalii. Recunoaște problema și oferă o sugestie. Atunci când clientul are obiecție, e important să recunoști problema deschis și apoi să răspunzi în mod corespunzător. Nu le impune clienților soluția, ci oferă-le sugestii. Nu te certa cu clientul atunci când acesta are obiecție. De obicei, atunci când dorești să contracarezi obiecțiile clienților, aceștia vor reveni cu altele noi. Fii pozitiv. Trebuie să-ți placă să vinzi. Fii inovativ și nu te rezuma la scris. Nu uita că oamenilor le place să primească oferte speciale. Și dacă îți poți surprinde clienții cu mici atenții, aceștia vor fi mult mai dispuși să te asculte. Încheie conversația cu încredere. E foarte important ca vocea ta să denote încredere. Încrederea în sine înseamnă încredere în produsul sau în serviciul pe care îl oferi. Atunci când agentul de vânzări e încrezător cu privire la produsul pe care încearcă să-l vândă, încrederea clienților în acel produs va crește și ea. Este mai puțin complicat decât pare și îți doresc mult succes!